Hei, suflete frumoase! Hei, dragii mei! Bine v-am găsit! Bine ați venit la o nouă întâlnire! Astăzi, după cum am anunțat, o să vorbim despre partea de materializare. Cum reușim să aducem în viața noastră acele lucruri care ne plac? Cum reușim să atragem acele lucruri care ne plac? Bună, fetelor! Bine v-am găsit! Cum facem asta? Cu siguranță, cu toții, ne dorim să atragem în viața noastră lucruri cât mai frumoase. Cu toții ne dorim să trăim acea viață pe care ne-am imaginat-o, pe care ne-o dorim. Important este, cum facem asta? Mulțumesc, Alina! Cum facem? M-am gândit foarte mult, înainte de a începe, ce să spun despre materializarea, ce este practic materializarea. Și cred că cea mai faină definiție ar fi că a materializa înseamnă, de fapt, de a aduce din realitatea care ne înconjoară în realitatea pe care noi o trăim, acele lucruri pe care ni le dorim. Am mai spus o dată bună la început tuturor, dar probabil că m-am grăbit foarte tare. Știu că era foarte puțină lume atunci, așa că vă mai spun încă o dată bună și bine ați venit și astăzi. Mă bucur tare mult că suntem aici împreună. Deci, materializarea. A aduce din realitatea nevăzută în realitatea văzută acele lucruri pe care ni le dorim. Cred că asta ar fi cea mai bună definiție a materializării. Realitatea pe care noi nu o vedem este de zeci de ori mai vastă decât realitatea pe care noi o cunoaștem, decât realitatea pe care noi o trăim, decât realitatea fizică. Haideți să ne gândim la universul nostru ca la o undă. Da? Haideți să ne gândim, să asemănăm cu suprafața unui lac. Practic, gândiți-vă că în lac, atunci când aruncăm o pietricică, se formează niște unde care, atunci când lovesc malul, se întorc către noi cu niște rezultate. Exact la fel se întâmplă în universul nostru. Avem un gând, îl lansăm în univers, pentru că în universul totul este energie, totul este vibrație și automat din univers vine către noi acel lucru care este rezultatul gândului nostru. De asta peste tot, în toate cărțile de dezvoltare personală, se spune ai grijă la ce gândești, ai grijă ce trimiți. Eu de foarte multe ori spun când oamenii mă întreabă, bine, dar eu gândesc lucruri frumoase, dar eu vreau să materializez, îmi doresc din toată inima. Și aici sunt două aspecte despre care aș vrea să vorbim apropo de materializare, pentru că se vorbește foarte mult despre a-ți dori, despre a materializa, despre a atrage în viața ta. Și ni se spune foarte, foarte des, gândește pozitiv. Uită de ceea ce este negativ în viața ta și repetă-ți într-una ceea ce-ți dorești. Și aici aș veni cu o mică completare, care mie mi se pare de fapt foarte, foarte importantă. Imaginați-vă viața, pe de altă parte, ca pe un câmp pe care noi plantăm acele lucruri pe care vrem să le culegem. Cei care ați venit la mine știți că repet des asta, dar e foarte bine să repetăm tocmai ca să putem să înțelegem. Pentru că una este să auzim și alta este să înțelegem. Dacă acel câmp al meu, al gândurilor mele, al intențiilor mele, al realității mele, este deja plin de alte plante pe care eu nu mi le doresc, este ca și cum eu aș încerca să plantez pe un câmp necurățat, care este deja plin de bruieni, de tot felul de lucruri, să plantez, roșii și să vreau să culeg roșii. Nu vor avea loc să crească.
Deci acțiunea de a materializa are două componente. Să ne gândim ce ne dorim, să ne clarificăm, să transmitem către univers unda cu intențiile noastre, unda potrivită, dar să și facem loc, să și curățăm, astfel încât să dăm voie să se materializeze ceea ce este de materializat. Curățăm, înțelegem tiparele cu care noi venim din trecut, înțelegem ce am materializat până acum și ce nu ne-am dorit să mai materializăm, vindecăm toate acele programe care fac să se materializeze în jurul nostru lucrurile pe care le trăim și aducem, plantăm semințe noi pe care le udăm cu intențiile noastre, cu credințele noastre noi, cu iubirea noastră. Să știți că iubirea și atenția sunt cele mai puternice îngrășăminte ale visurilor noastre. Da? Deci, pe de o parte facem curățenie, pe de altă parte aducem acele lucruri noi pe care ni le dorim. De ce? Haideți să explic dintr-un alt punct de vedere. De fiecare dată când noi vrem să creiem ceva, de fiecare dată când noi vrem să aducem ceva nou, prima intenție din spatele gândului nostru începe să creeze. Realmente suntem creatori. Fizica cuantică o demonstrează din ce în ce mai clar. Creiem permanent. Permanent aducem ceva nou în jurul nostru. Permanent facem ceva nou. Acea intenție pe care noi vrem să o creiem începe să prindă formă. Imaginați-vă că se transformă în figuri geometrice din ce în ce mai complicate, începe să prindă substanță și începe să se apropie de material, de pământesc, de noi în această viață. Dar toate celelalte gânduri pe care noi le avem, pe care le-am moștenit, pe care le-am crescut, pe care le-am adus în viața noastră, au și ele o formă. Și se lovesc, se izbesc între ele la un anumit moment și toată acea structură frumoasă pe care noi am creat-o gândindu-ne cât de frumos vrem aia, vreau să fiu milionar, vreau să am nu știu ce casă, se lovește cu contradicția, cu gândurile noastre, nu știu, banii aduc suferință, nu poți să fii mai bine sărac și cinstit, mai bine să pui capul liniștit pe pernă, da? Și asta vorbim strict din punct de vedere material, dar are efect pe toate palierele creației noastre. Și atunci anulează creația noastră, o sparge în bucăți, astfel încât ea când ajunge în material, nu se mai poate manifesta. Asta este un alt mod în care putem să vedem procesul creației. De asta este foarte important să ne înțelegem, să ne vedem tiparele, să înțelegem ce este acolo în spatele lor, să curățăm, să vindecăm și în paralel să ne creștem viziunea. În paralel să aducem în realitate ceea ce ne dorim, să ne clarificăm. Elena mă întreabă ce facem când ne gândim la ce ne dorim pozitiv, iar apoi apar fricile că e prea mult. Exact. Exact despre asta este vorba. Ne gândim, iar când apar fricile, sparg ceea ce noi am creat înainte. Distrug, practic, creația noastră. Deci procesul de creație conține mai multe lucruri. Ne clarificăm pe ceea ce ne dorim, începem să plantăm semințele creației și în paralel curățăm acele tipare, acele credințe care blochează manifestarea în sine. Tot ceea ce creăm în jurul nostru, de fapt tot ceea ce trăim în jurul nostru, îmi cer scuze de la emoții, este creat de noi, sub o formă sau alta. Realitatea pe care noi o experimentăm este realitatea noastră, realitatea creată de noi. Oricât de dur pare, oricât de neplăcut pare. Asta, pe de-o parte, pe mine m-a întristat când am înțeles, dar pe de altă parte m-a făcut să înțeleg cât de multă putere am. Pentru că dacă putem să creăm ceva ce nu ne place,
automat putem să creăm și acele lucruri pe care ni le dorim. Acele lucruri care ne fac bine. Mai este încă un aspect și aș vrea să-l subliniez și pe acesta. Se poate întâmpla să ne dorim ceva ce nu este în acord cu experiențele pe care ni le-am ales înainte de a veni aici pe pământ. Și atunci acel lucru să nu se împlinească spre binele nostru cel mai înalt. Este o altă parte a creației noastre pe care să o înțelegem. De aia se spune că este foarte bine să alegi ce-ți dorești, să te clarifici, să dai voie Universului, să se manifeste cum este cel mai bine pentru tine. Iar eu întotdeauna, când aleg să creez ceva, îmi pun pe o foaie de hârtie, vă recomand din suflet să scrieți ceea ce doriți să trăiți, ceea ce doriți să materializați, să creați. Pentru că automat o să vă puneți gândurile în ordine și automat o să vă clarificați. Să vă uitați, să respirați, să vă uitați și să vedeți este realmente ceea ce îmi doresc eu sau ceea ce îmi doresc prin prisma a ceea ce ar trebui din punctul altora de vedere. Este o întrebare foarte importantă. Și pe de altă parte, să dați voie. După ce ați scris, la final, eu spun întotdeauna așa sau mai bine în voia ta, Doamne. Adică, dau voie Universului să manifeste în modul propriu. Și vă spun din experiența mea că de foarte multe ori lucrurile s-au întâmplat mai bine decât aș fi fost eu capabilă să le gândesc. Otilia mă întreabă cât de des ar trebui să citim ceea ce expunem pe foaie. Sunt mai multe teorii aici. Pe de o parte, ca să schimbăm tipare și comportamente în interiorul nostru, este important să ne repetăm noile... E în felul următor. Avem tiparul vechi, l-am înțeles, l-am curățat și acum vreau să aduc ceva nou. Vreau să mut conștiința mea de aici, de unde era vechiul, să o aduc în acest nou tipar. Și atunci, conform cercetărilor, este foarte important ca eu să mențin acest tipar activ, adică să-mi repet acest lucru minim 7 zile până la 180 de zile. Da, să reușim să tragem acest lucru către noi. Deci, dacă vă scrieți ceva, puteți să repetați până la 180 de zile. Din punctul meu de vedere, însă, cel mai important lucru este să dăm voie să simțim ce este cu adevărat potrivit pentru noi. Ăsta este cel mai important pas. Pentru că altfel, de multe ori, putem să creiem lucruri care se pot dovedi că ne fac mai mult rău, că ne blochează, că ne închistează niște tipare, în loc să ne facă liberi. Să treceți dincolo de așa trebuie, așa se face, așa este bine. Învățați să creați întotdeauna ceea ce este potrivit cu sinele vostru, cu sufletul vostru, cu adevărat. Mi-am dorit să fie un live scurt, ca să nu stăm foarte mult. Data trecută m-am întins 43 de minute, nici nu mi-am dat seama când au trecut. Sper că v-am dat câteva ponturi importante. Nu uitați că suntem cu toții creatori și că am venit aici tocmai ca să ne reamintim asta și să creăm cu bucurie și cu iubire. Permiteți-vă să visați, nu există limite. Vă îmbrățișez, vă iubesc mult, creatori minunați. Joe Dispenza este într-adevăr... Andreea m-a întrebat ce părere am despre cărțile lui Joe Dispenza. Joe Dispenza reușește să facă minunat legătura între știință și ezoteric, mai ales pe partea asta de materializare. Vă recomand cu drag cărțile lui. Vă îmbrățișez încă o dată. Să aveți o zi minunată, creatori frumoși! Vă iubesc!